Cum vă spune? Lazar. Lazar? Lazar. Lazar. Tamas, Gabriel? Da, bine. M-ai filmat, m-ai prins și de acolo. Marina vorbește cu Budescu să vină în vară. Budescu? Peste o lună, nu? Da. Mașina ta nu-i trecut aici. Salut. Da, mergeți, lăsați că-l bufăm la urmă, mergeți, da. Așa. Ești Marti? Salut, Fadei. Băi, paparații, lasă-ne mâncare. Noi abia am șiput acum și primul meci pentru noi și eu consider că a fost foarte bun meciul și cu Astra echipa foarte, foarte bună și sper că continuăm așa. Mie personal nu mi-e frică de virusul ăsta. Trebuie să fim, să avem grijă și da, să fim. Respectam tot ce regulă pe care ne-a dat federația, atât. Da. Cum a fost să joci din nou după aproximativ 3 luni de pauză? E foarte greu, foarte greu. Trebuie să fim pregătiți fizic și mental. Și cel mai important să nu avem accidentat, jucător accidentat. Asta e cel mai important pentru noi. Exact cum așteptam, o echipă fără ritm de joc, fără un tonus foarte bun, dar eu sper că la meciurile oficiale să arătăm mult mai bine. În Germania ce se întâmplă? Dacă au fost jucători depistați, i-au izolat, le-au făcut teste și au continuat să joace. Se reprogramează meciurile din perioada aia, în cazul în care nu se mai poate juca, pierd meciurile cu 3-0. Ce trebuie să oprim fotbalul, că a fost depistat un...
Da, și noi am așteptat cu nerăbdare să vedem cam care sunt datele problemei. Nu e chiar ușor după o perioadă așa de lungă să regăsim ritmul, spațiile, orientarea în spațiu. Mă bucur în primul rând că n-au fost probleme medicale, accidentări, și asta era cel mai mare semn de întrebare. Apoi, cred că a fost un foarte bun mijloc de a ne pregăti. Am avut condiții foarte bune, un adversar foarte ok. E aproape imposibil ca în societate să nu găsim un caz și din lumea fotbalului. Suntem destul de mulți în acest fenomen și e doar timpul cel care ne ține deocamdată pe loc. Nu mă deranjează că începem târziu, e bine că începem până la urmă, deși cred că puteam să dăm startul și mai devreme, dar dacă astea sunt condițiile, noi le aplicăm. Acum am stat 2 săptămâni de la teren direct în hotel și credeți-mă că nu e chiar confortabil. Dacă și eu la vârsta mea m-am simțit un pic stresat și frustrat, cei mai tineri cu siguranță că au probleme mult mai mari decât ale mele. Cred că e de ajuns. Am stat în carantină 2 luni acasă, fiecare cu familia, am mai stat în cantonament cu toată echipa. Cred că e ok, trebuie să ne reluăm viața cu riscurile asumate, bineînțeles, cu foarte mare atenție, și eu cred că e totuși o limită destul de sus dusă. Nu e o opțiune mai bună decât să se întrerupă cu tot fotbalul? Păi nu cred că ar trebui oprit. Dacă o să începem campionatul viitor și va apărea un caz, pentru că nu văd posibilitatea ca acest virus să dispară foarte repede, nu o să oprim și campionatul viitor. O să trebuiască găsite soluții mai personalizate sau individualizate pe fiecare caz în parte. Dar grupul, clubul, fenomenul trebuie să meargă înainte. Nu cred că putem, nici medicina nu s-a oprit din cauza faptului că ceva doctori s-au îmbolnăvit. Hai mă, că vorbește. Hai, mă, o lăsa-o, ești cu urechi, măcar voi să luați că...